De ce trebuie să vină Domnul Iisus din nou pe pământ? Hmm. Un răspuns simplu ar fi să finalizeze și să facă ceea ce n-a făcut la prima venire. Apa vieții ne este oferită tuturor dintre noi pe gratis în virtutea șerfei Domnului Iisus Hristos. Eu pot iar să iar spun că la ora actuală în lume sunt două duhuri care sunt la lucru în lume, în inimile oamenilor. Primul este Duhul Sfânt. Amin. Care este la lucru în inimile celor credincioși și își pregătește Biserica și Mireasa pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Celălalt Duh este Duhul lui Anticrist, Duhul Lumii, da. care își face făgași în inimile oamenilor, orbește întreaga omenire și o pregătește pentru apariția lui Anticrist și pentru primirea lui Anticrist de către omenire și aș putea spune și de către Biserica Apostată. Deci toate aceste semne care Domnul Hristos ne-a vorbit de ele, El ni le-a dat ca să ne pregătească și să nu, să stârnească noi un interes să privim cu mare atenție și să fim într-o stare de rugăciune, ca nu cumva să fim și noi înșelați. Pentru de că product? în momentul în care va apărea semnul Fiul Omului pe bolta cerului, așa cum apare un fulger de la l la apus, așa va fi venit, întreg cerul va fi strălucit, în momentul acela va fi beznă. E ca și când Dumnezeu va stinge lumina în univers. Frați și surori, suntem deosebit de bucuroși că și în această seară putem să fim din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde ești, omule? O emisiune, producție a Bisericii Pentecostale Române Philadelphia-Melbourne, Australia. Suntem în studioul Philadelphia, la regie, ca de fiecare dată, este fiul meu, Raul Ijac. Iar în studio suntem cu un mai vechi pretende al nostru, a mai fost împreună cu noi la câteva emisiuni pe care le-am realizat și. Îi mulțumesc din tot sufletul că a acceptat invitația de a fi din nou împreună cu noi. Este vorba de fratele Daniel Iuraș. Frate Daniel, fi binecuvântat și mă bucur că putem să fim din nou împreună în discuția aceasta. Da, mulțumesc la fel, frate Gabi, și vă mulțumesc de invitația care mi-ați făcut-o și sper să fie o emisiune cu folos pentru noi toți. Și pentru gloria lui Dumnezeu. Acum, frate Daniel, trebuie să spun că celelalte pe care noi le-am realizat, toate au fost cu folos. Uh, au fost uh, mulți dintre cei care ne-au urmărit, au apreciat modul în care ai uh, dezbătut subiectul pe care l-am avut. Și am de plină încredințare că și în această seară discuția noastră va suscita interesul celor ce ne urmăresc și ne vor, mai ales că vor, vrem să vorbim despre un subiect foarte fierbinte și parcă mereu, mereu actual. Noi toți suntem, la urma urmei, interesați de escatologie. Unii studiem escatologia ca disciplină teologică, alții, așa, eu știu, o teologie de noastră proprie. De ce subiectul acesta atât de fierbinte și interesant? Escatologia vremurile sfârșitului. Acum, nu că sunt extrem de pasionat în mod obsesiv cu vremurile din urmă, dar cred că Biblia cu precădere este o carte profetică. Da. Și este și o carte de istorie ca nici o altă carte. În sensul că nici o altă carte de istorie nu ne dă cum a început lumea aceasta, și cum se va sfârși lumea aceasta. Uhum. Și chiar citeam niște statistici că în uh, cartea aceasta, Biblia, sunt cuprinse aproximativ 735 de profeții cu privire la viitor, dintre care în jur de 590 s-au și împlinit cu o acuratețe de 100%. Da. Deci nu mai există o altă carte în lumea aceasta ca și Sfintele Scripturi, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și ce e interesant este că o bună parte din toate aceste profeții cu privire la viitor au de-a face cu prima venire a Domnului Hristos uh -huh. și cu cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. Deci, dacă din 735 de profeții despre viitor, 590 s-au împlinit cu acuratețe, nu-mi lasă o altă... Asta e o certitudine a, pentru următoarele. o certitudine, alea. că Sigur. și toate celelalte se vor împlini cu acuratețe. Și că tot ce s-a profețit în cartea aceasta despre cea de-a doua venire a Domnului Hristos se va împlini 100%. Și cred că este un subiect care ar trebui să ne pasioneze pe noi toți, pentru că nădejdea aceasta vie în inima noastră este revenirea a Domnului Hristos pentru Amin. a doua oară. Amin. Sunt multe lucruri care noi am vrea să le vedem împlinindu-se cu privire la societatea în care trăim, la, la toate lucrurile acestea din, din, din Univers și ele își vor avea împlinirea odată cu venirea cea de-a doua a Domnului Hai nostru Domnului Iisus, Iisus, Iisus Hristos. Cineva punea întrebarea de ce trebuie să vină Domnul Iisus din nou pe pământ? Hmm. Un răspuns simplu ar fi să finalizeze și să facă ceea ce n-a făcut la prima sa venire. Da, păi sunt două scopuri total diferite, prima și a doua da, venire, da. Da. Și legat de întrebarea aceasta, care mi-a spus-o, vreau să mai dau un singur lucru. Pe ultima pagină a Sfintelor Scripturi, în scrisoarea dictată de Domnul Iisus Hristos, lui Ioan, printr-un înger, găsim pe ultima pagină a Scripturilor două chemări. Prima chemare este chemarea care o face Mireasa și Duhul. Da. Duhul și Mireasa spun vino. vino. Și cel ce aude să zică vino și celui care e sete, să vină și să bea pe gratis. Acolo cred că se referă la chemarea aceasta care mireasa Biserica Domnului Iisus împreună cu Duhul Domnului Iisus Hristos amin, amin. o au către întreaga omenire. Toți să vină să primească mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Apa vieții ne este oferită tuturor dintre noi pe gratis în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Iar apoi, spre final, penultimul verset, găsim acolo, cel ce adeverește aceste lucruri zice zice vino, Doamne. Iată eu vin curând. curând amin. Da. Vino, Doamne Iisuse. Deci, chiar dacă nu suntem atâta de interesați în escatologie, totuși dorința aceasta a revenirii Domnului Iisus ar trebui să ardă în inimile noastre a fiecăruia dintre noi. Frate Daniel, mi-aduc aminte, acum când ascultându-te, prezentând mai ales afirmațiile acestea din Apocalipsa, mi-aduc aminte de Biserica Primară sau Biserica Începutului. Biserica din Corint, de exemplu, avea un salut. Sau Apostolul Pavel se adresează la o bisericii biserică da. din Corint și spune în felul următor, "Maranata". Eu am văzut afirmația aceasta ca un fel de salut pe care creștinii perioade acelea incipiente, da, formare atunci se forma biserica, se salutau chiar cu maranata. Adică vino, Domnul nostru, vine. Domnul nostru deci vine. eu am văzut întotdeauna. În cea de-a doua venire de a Domnului Isus Hristos, năzuința și dorința pe care Biserica a avut-o. Spuneam și acum Bisericii, mai ales că noi am sărbătorit rusalile în urmă cu aproximativ două săptămâni, în urmă coborârea Duhului Sfânt, am spus, Duhul Sfânt este acela care vine și naște Biserica, zidește Biserica, pregătește Biserica și răpește Biserica. Și tocmai de aceea e atât această legătură și Duhul și Mireasa, zic și poate fi o chemare, cum ai zis, adresată celui ce este Sete, dar am văzut în asta și o chemare pe care Biserica o are, Mireasa de regulă e legată când mă uit la această metaforă, expresie tipologică, să zic așa, vis-a-vis -vis de biserică, o leg întotdeauna de mire. Mireasa, mire și dorința mirese este să vină mirele, da, să fie da. împreună. Poate fi o abordare de genul acesta. Vezi, escatologia ne împarte în mai multe tabere. Acum noi nu intrăm în aspecte teologice. Mie îmi place escatologia. M-am uitat destul de mult. Am o linie a mea. Acum poate că da. o să o discutăm noi dată, dar... Oamenii sunt, totuși, interesați foarte mult de, de, de aspectul acesta, și, în special, noi ne-am propus în seara aceasta să ne uităm la subiectul acesta, semnele. Putem vorbi despre uh, venirea Domnului Isus Hristos anunțată, adică uh, sunt anumite semne clare care am putea să spunem da. Deci, ori suntem aproape, mă aduc aminte nu de mult, a fost parcă o emisiune, tot așa pe un canal de YouTube era cât de aproape suntem de venirea Domnului Isus Hristos. Și eu zic cum ce zicea Pavel, încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni. Hai să ne uităm la subiectul acesta. Suma ce interesant este că Sfânta Scriptură a învăluit subiectul acesta așa că într-o ceață. Uh -huh. Mi-aduc aminte și cred că am mai spus lucrul acesta și chiar dacă cu riscul că mă repet, cred că e bine pentru noi. Când eram mic copil am plecat într-o zi de iarnă la țară și am ajuns seara târziu și era o ceață de nu vedeai trei metri înainte. Și mi-aduc aminte că eram în mașină cu unchiul meu și ne îndreptam spre satul de unde a fost născut tatăl meu la țară și nu puteam să vedem cu 3, 4, 5 metri înainte nimic. Dar pe măsură ce avansam, ne apropiai, da. ce ne apropiam, vedeam Următorii 5 metri, următorii 5 metri și următorii 5 metri. Și totul în distanță se vedea așa ca. Se vedea o formă că ceva este acolo, dar nu da. îți puteai da seama despre ce este vorba. Eu așa văd lucrurile acestea privitoare la, la finalul istoriei, că într-un fel sunt învăluite într-o ceață care. Ea mai de ea, lucrurile acestea vor deveni din ce în ce mai clare pe măsură ce ne apropiem de evenimentul propriu-zis. Dar nu vor deveni foarte clare pentru toată lumea, ci vor deveni foarte clare pentru cei care au Duhul lui Dumnezeu în ei și care știu să, se, să citească semnele vremilor. Pentru că Domnul Hristos ne-a lăsat niște semne, niște repere după care să ne ghidăm. El ne-a spus că ziua și ceasul nu știe nimeni. Dar atmosfera din preajma venirii va fi din ce în ce mai vădită celor care, da. care iubesc venirea Lui, care trăiesc în curăție și care au Duhul lui Dumnezeu în ei. De aceea, fiecare generație de creștini au crezut că ei chiar trăiesc în vremea Vremării sfârșitului. Finalului, da. Și chiar Pavel a vorbit despre lucrul acesta la Roman, când a spus că, dat fiind că acum mântuirea este mai aproape de noi decât când am crezut, să nu umblăm în întuneric, să nu să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Deci Dumnezeu în înțelepciunea Lui așa ne-a ne ne predat învățătura aceasta despre vremurile finale, încât noi să fim motivați, fiecare generație de creștini să fie motivată de venirea da. a doua, cea de-a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă ea s-ar putea să nu aibă loc în generația noastră. Ea va fi cu siguranță. Deci asta indiferent ce se vorbește, indiferent ce se zice, noi trebuie să -și, aș vrea să punctăm în emisiunea aceasta și să accentuăm ideea aceasta. Venirea Domnului, cea de a doua venire a Domnului, este sigură, indiferent că place, nu place, credem sau nu credem, ea se va desfășura cu siguranță. Este unul dintre cele mai sigure lucruri. Amin. Profețite în paginile sfintei Scripturi. Și chiar aș vrea să spun că probabil Evenimentul cel mai important în calendarul lui Dumnezeu este venirea Domnului Isus Hristos a doua oară. Chiar dacă se vorbește enorm de mult în zilele noastre de astăzi și se fac tot felul de studii despre venirea lui Anticrist, creștinii nu sunt oameni care sunt în așteptarea lui Anticrist. Da. Creștinii sunt oameni care sunt în așteptarea Domnului nostru Isus Hristos. Eu pot să spun că la ora actuală în lume sunt două duhuri care sunt la lucru în lume, în inimile oamenilor. Primul este Duhul Sfânt, Amin. care este la lucru în inimile celor credincioși și își pregătește Biserica și Mireasa pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Celălalt Duh este Duhul Anticrist, Duhul Lumii, da. care își face făgași în inimile oamenilor, orbește întreaga omenire și o pregătește pentru apariția lui Anticrist și pentru primirea lui Anticrist de către omenire și aș putea spune și de către biserica apostată, yeah. care va fi înșelată și bineînțeles și Israelul va fi înșelat, da. dar biserica cea adevărată, Duhul Sfânt este la lucru în inima ei și o pregătește pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos. Mi-a plăcut un gând care l-ai subliniat și aș vrea iară să-l accentuez. Biserica nu este în așteptarea unor evenimente. Deși noi ne concentrăm foarte tare pe evenimente, când va fi, cum va fi, Biserica este în așteptarea unei persoane. Biserica așteaptă să vină Domnul nostru Isus Hristos. Noi aici ne focalizăm. ne focalizăm, Că vine, aici este, eu știu, toată discuția. Necazul cel mare, vorbeai despre Anticrist, necazul cel mare. Vine înainte de necazul cel mare, vine la mijloc, vine după. Eu cu cine discut? Bine. Eu am punctul meu de vedere, mi-l susțin, mi-l argumentez scriptural, dar eu cu cine stau de vorbă vis-a-vis -vis de momentul acesta spun, nu e atât de important, cred, când vine cât de important este că vine. Voi dar fiți gata, mai ales că nu știți momentul și ceasul în care Fiul omului va veni, iar treaba mea este să veghez asta mi se spune mie, în așteptarea asta. Sunt anumite pasaje la care da. vrei să ne uităm? Interesant faptul că în Evanghelia după Marcu și chiar și în Matei și în Luca, Luca 21, Marcu 13, Matei 24, Domnul Iisus Hristos face referire acolo că în așteptarea venirii Lui noi să fim într-o stare de veghere și rugăciune. Da. Domnul Iisus lui, și a da. spus ce spun, vă spun vouă, spun, spun Tuturor. Tuturora, sau ce spun tuturor? vă spun și vouă. Vegheați și rugați-vă. Interesant că cuvântul acesta, vegheați, în toate traducerile Bibliei în limba engleză, au cuvântul watch, care se referă în mod direct... A privi cu ochii, a fi atent. Deci, Domnul Hristos ne-a vorbit de niște repere, de niște semne, și după aceea a zis: priviți atent. La ce să privim atent? La împlinirea acestor semne, că ele prevestesc că venirea Fiului Omului este aproape. Și în seara aceasta, cu pregădere, aș vrea să ne uităm la Matei, capitolul 24. Foarte interesant lucru că unul din subiectele preferate a Domnului Isus Hristos de discuție cu ucenicii au fost privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Da. Chiar și după învierea sa. Știți că Domnul Iisus Hristos a avut câteva întrevederi cu ucenicii și sunt câteva pasaje care ne spun că le explica scripturile începând de la proroci și din lege da. cu privire la persoana sa ca și Mesia și a stat de vorbă cu ei cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Mă gândesc că dacă a făcut o după înviere, a făcut o și înainte da. de moartea și învierea sa. Deci în urma acestor discuții care Domnul Hristos le-a avut cu ucenicii cu privire la împărăția lui Dumnezeu, cu privire la venirea sa cea de-a doua și toate aceste lucruri, a stârnit în inima ucenicilor o curiozitate. Și eu mă bucur că a strânit această curiozitate, pentru că această curiozitate din inima ucenicilor a dat naștere unui întrebări. Domnul Iisus Hristos se plimba cu ucenicii pe lângă templu și la un moment dat Domnul Iisus a spus, vedeți voi toate clădirile. Toate clădirile acestea. Vă spun că vor veni vremuri când nu va rămâne aici piatră pe piatră. Da. Și dintr-o dată ucenicii au fost extrem de curioși și mă bucur că au fost curioși. Au pus niște întrebări, Domnul Hristos Și chiar vreau să le citesc. Da. În Matei 24, versetul 3. El a șezut jos pe Muntele Măsinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, prima întrebare, da. care vizează ceea ce a spus un sus mai devreme. Le vor veni de vremuri da. când din aceste clădiri nu pe va rămâne piatră pe piatră. Și apoi, a doua întrebare. Și care va fi senul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Eu cred că aici nu sunt două întrebări. Care va fi senul venirii tale și care va fi senul sfârșitul veacului acestuia? Pentru că, din câte văd eu, în înțelegerea care o aveau ucenicii, ei au înțeles că venirea Domnului Iisus Hristos va aduce împreună cu ea și sfârșitul veacului acestuia, așa cum îl înțelegem noi, sau a istoriei așa cum noi o înțelegem. Și ce urmează de acum încolo, este răspunsul Domnului Isus Hristos. Da la aceste întrebări M pe care ucenicii le-au pus. Una din cea mai importantă predică între multele predici și mesaje pe care Mântuitorul le-a ținut, e predica așa numită de pe muntele <gântu> -măslinilor>, măslinilor în săptămâna patimilor. Foarte important că deja da. undeva pe finalul activității sale mesianice Mântuitorul se ocupă special de segmentul acesta eschatologic, sa și le răspunde curiozității ucenicilor. da, da, da. corect. Deci, cum spuneam ce urmează de acum încolo, în pasajul acesta, care cuprinde destul de multe versete, e foarte substanțial, este răspunsul Domnului Iisus Hristos cu privire la semnele venirii sale și sfârșitul veacului acestuia. Și ca să mi le fac mie clar în minte, pentru că Domnul Iisus a spus la sfârșitul acestor, acestei discuții, El a spus, watch and pray. Adică, vegheați, adică cu alte cuvinte, Priviți, priviți atent, atent la împlinirea acestor semne și rugați-vă ca venirea Domnului Hristos, venirea Fiului Omului să nu vă prindă pe neașteptate. Pe neașteptate. Da. Și acum le-am grupat aceste semne pentru mine personal în patru categorii de repere. Patru grupe. Patru grupe. Ca să-mi fie mie mai ușor să le înțeleg și probabil și celor care ne ascultă. Și aș vrea să mă ocup de prima îngrupare. Drept răspuns, versetul 4, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Și acum, primul set de repere. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va ascula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și aici vreau să adaug un lucru. Aici traducerea limbii române lasă un pic de dorit. Pentru că în toate traducele din limba engleză, Domnul Scos spune aici, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor nașterii unei femei, birth pains sau birth pains. Deci Domnul Șos a asemuit semnele venirii lui cu semnele durerii nașterii pe care le are o femeie. Noi care avem soții și poate am și asistat la nașterea copiilor, și cel puțin aici în Australia îți dă Te voie poate, să da. intri așa, și am observat și noi cum sunt aceste dureri ale nașterii. Ele nu vin dintr-o dată de o intensitate extraordinar de mare și la un interval foarte scurt de minut la minut, minut la minut, ci ele încep de o intensitate slabă și la un interval mult mai... Mai, mai mare între ele. Dar pe măsură ce se apropie momentul, momentul nașterii, nașterii, aceste dureri devin tot mai frecvente, la un interval tot mai scurt și de o intensitate tot mai mare. Da. De aceea e foarte important să știm că războaie, vești de războaie, ciumi, foame, au, au, da, da, da. au fost tot timpul în istorie. Cu tremuri au fost tot timpul în istorie. Dar Domnul Iisus a spus: Uitați-vă la aceste semne, care eu le numesc dezastre în lume sau cataclisme naturale în lume sau dezastre în lume. Asta ar fi prima grupă, cum Prima ai... grupă. Da. Prima grupă de semne le găsim în lume, le găsim în, 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 în atmosfera uh, premergătoare. Este un preludiu da. la ceea ce va urma să vină. Și e foarte interesant că Domnul Iisus le asemuiește cu durerile nașterii unei femei. Ceea ce pentru mine nu că stârnește un sentiment de mare bucurie, dar de multe ori noi creștinii când ne uităm la semnele, evenimentele finale, suntem așa cuprinși de un sentiment de, ca de moarte. Dar Domnul Iisus n-a spus că astea sunt semnele premergătoare morții, ci sunt semnele premergătoare unei noi nașteri. Pentru că în urma la toate aceste lucruri noi știm ce va veni. Da. Se va naște un nou pământ, o nouă împărăție, o nouă societate, o nouă lume. Și asta îmi dă mie într-un fel speranță și și bucurie. Mă uit dincolo de toate necazurile acestea care vor veni și vor însoți cea de-a doua venire, da. la ce va fi odată cu venirea Dumnezeu. Totul va renaște la ceva nou. Deci spuneam că semnele acestea, care sunt ca un preludiu a ceea ce va urma, ele vor fi de o intensitate tot mai mare și de o frecvență tot mai mare și se vor întâmpla la intervaluri din ce în ce în ce mai scurte. Și poate că nu e la întâmplare, căci chiar acum când noi dezbatem subiectul acesta, știm ce se întâmplă în lume. Da. Putin Vorbește tot mai mult. A amenințat Polonia. Amenință, Deja amenință. Deci Polonia. vorbim despre vești de războaie. Da. Vorbim despre un neam că se va ridica împotriva altui, altui neam. neam. Vorbim despre foamete, tot felul de, de, de shortages, le zice în limba engleză, dar nu-mi vine acum exact cuvântul în limba română. Dar tot felul de ciumi. Da. Deci de viruși care apar. Pe întreaga planetă. Ce am trecut de o pe, pandemie puternică. Pe întreaga planetă. Da. Dar ceea ce e important să știm, Domnul Iisus a spus, vedeți să nu vă înșele cineva. Pentru că pe fundalul acestor crize, crize economice, crize geopolitice, pe fundalul tot acestor lucruri vor apărea, așa-și zi și Mesia falș. Uh -huh. Oameni care se vor da drept salvatori ai omenirii Salvatori ai, ai situațiilor și acestor da, crize, da. și spune Domn Domnul Hristos aici, aveți grijă că vor veni mulți în numele meu, e, vor spune Eu sunt Hristosul, Mesia fa și vor înșela pe mulți. Ăsta da. ar fi primul, prima categorie de semne despre care a vorbit și sunt semne premergătoare, ca un preludiu. Da. A doua categorie de semne care eu le-am găsit aici și vreau să le dau citire, versetul nou, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se, vor, se va răci, dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Al doilea grupaj de repere, de semne pe care Domnul Iisus a spus, priviți-le cu atenție și luați seama că ele prevestesc că venirea mea se apropie. Al doilea grupaj nu îl găsim în lume de data aceasta, și îl găsim în biserică. Și, pe scurt, vreau să menționez, dacă pot aici, Trei caracteristici a acestor repere, acestor semne care le găsim în biserică. Primul, intensificarea prigonirii bisericii. Prigoană în biserică a fost. Tot timpul, de tot timpul, timpul, da. Dar aici vorbim despre o generalizare a prigonirii bisericii. Ea va fi prezentă în întreaga lume. Spune aici, din pricina numelui meu, atunci vă vor da să fiți chinuiți, Vesetul Nou, și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile, toate neamurile da. pentru numele meu. Pentru numele meu. Această prigoană nu va face altceva decât o Dumnezeu o va folosi-o ca un cuțit curățitor, ca un bisturiu curățitor care va scoate cancerul din biserică. Pe creștinii nominali numai cu numele da. îi va face să părăsească biserica. Dar pe cei care sunt cu adevărat ai Domnului îi va curăți ca prin foc și îi va face de o puritate și îi, îi, îi va împuternici să fie martori plini de putere Amin. a Domnului Iisus Hristos. Pentru că la un moment dat ți se pare că e o contradicție aici. Adică biserica e prigonită, dintr-o dată frații falși îți dași pe față Vedeți ce spune Vesetul 10. Deci atunci da. mulți vor cădea, se vor vinde unii pe, alții, unii pe alții și se vor ură. Și se vor unii pe alții. Deci dragostea se va răci. Da. Este o caracteristică a reperelor, a semnelor care vor avea loc în sânul bisericii. Dragostea se va răci. Da. Va intra ura între frați. Se vor vinde unii pe alții. Mulți vor cădea și Poate aș putea merge acum în 2 Teosangeni, capitolul 2, în care chiar vreau să dau citire la, la ce scrie acolo, foarte pe scurt, 2 Teosangeni, capitolul 2, versetul 2 și 3. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar și venit fi. chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Deci, domnul, Iisus Christ, Apostolul da. Pavel, scriind Bisericii din Tesalonic, le spune căci venirea fiului omului nu va, nu va avea loc până când nu va avea loc lepădarea de credință. Apostazia. Apostazia în limba da? greacă, da. care înseamnă, apostazia înseamnă depărtare de la un adevărul revelat. Asta înseamnă da, apostazie. Da. Cum să spun eu, musulmanii nu se pot depărta de la un adevăr revelat pentru că ei nu l-au avut niciodată. No, da, așa este. Oamenii din lume, ei nu se pot depărta de, de la un adevăr revelat pentru că ei nu l-au avut niciodată. Cine a avut vreodată adevărul revelat? Biserica, Biserica. Domnului Iisus Hristos. Și adevărul revelat este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și învățătura lui. Deci, atunci mulți vor cădea. Va fi marea lepădare de credință, prima caracteristică din cel de-al doilea grupaj de repere, de semne, prigonirea în, generalizată în la modul mondial. Global, da. Global. Abisericii, da. răcirea dragostei, uh, ura va intra între frați, apostazia, depărtarea de la credință, de la adevărul revelat și apoi găsim scris și aici e, parcă e o contradicție aici, e ceva Evanghelia aceasta împărăției va fi propăduită în toată lumea. De. Interesant, pe măsură ce biserica e prigonită, pe măsură ce mulți părăsesc credința și biserica, cei rămași în urmă, adică cei care sunt adevărata biserică, cei în care căror inimă locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aceștia vor fi cuprinși de un foc și de o putere, cum a fost prezentă în Biserica Primară, și aceștia vor duce mai departe Evanghelia, dar cu așa putere că ea va ajunge până la marginile Pământului. Da. Acum aș vrea să continuăm, pentru că timpul zboară, suntem presați de timp, și vreau să spun că dacă primul semn, primul grupaj de semne este în lume, legat de afară, da. legat de afară al doilea grupaj de semne e legat de biserică, al treilea grupaj de semne are loc în Israel, în Ierusalim, pentru că Ierusalimul este numit în biserică, în scriptură, orașul lui Dumnezeu, Amen. the city of God. Yes. Și tocmai acolo, în, în, în orașul lui Dumnezeu, Acolo cineva tânjește să-și pună el tronul de domnie, să-și atragă el închinarea da. și să se dea el drept Dumnezeu. Și exact aceeași învățător a avut-o și Apostolul Pavel, scriind Bisericii în Tesalonic, când a spus... Vedeți, să nu vă înșele cineva sau să fiți amăziți de vreo epistolă ca și când ar fi venit de la noi, căci venirea Fiului Omului nu va avea loc până când nu va avea loc două lucruri. Lepădarea Le de da? și arătarea Omului fără pierzări, de legii, Fiul pierzări. pierzării. Și aici vreau să dau citire începând de la versetul 15 din Matei 24, de aceea, când veți vedea urăciunea pustirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul cel sfânt, da. cine citește să se înțeleagă, atunci cei ce vor fi în udeia să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina, vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși zilele acelea vor fi scurtate, atunci dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în îndoiță, ascunse, să nu credeți. Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Oriunde unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Acum, al treilea grupaj de semne de repere, cum am spus, primul în lume, al doilea în biserică, al treilea în Israel, Israel în Ierusalim. Ierusalim. Apostolul Pavel a vorbit despre lucrul acesta, despre arătarea fiului nelegiuirii, fiul da. pierzării, care va petinde închinare și se va da drept Dumnezeu. Acum când Domnul Hristos a vorbit despre ureciunea pustirii, el face mențiune la o profeție care se află în cartea Daniel. Daniel vorbește despre această uh, ureciune a pustirii care vine pe aripile, uh, îmi scapă cuvântul acum. Dar. În Daniel 9 uh, mi se pare da, că este. Da. Dar uh, sunt multe profeții în Sfânta scriptură care au o dublă împlinire. Da. Au avut o împlinire parțială. Și va avea un desnodământ sau o împlinire uh, finală la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Această urăciune a pustirii la care s-a referit Daniel este vorba, și noi știm că e clar al negru în istorie, la un eveniment care a avut loc cu aproximativ 160 de ani înainte de prima venire a Domnului Iisus Hristos. Da. Când nu avem timp să intrăm în istoria. Acum este vorba de Antioch Epifanus, Epifano. care a intrat în Ierusalim, a intrat în Templu, a luat un porc, l-a jerfit pe altar în Templu și care a ocupat Ierusalim timp de trei ani și jumătate. Istoria ne spune lucrul acesta da. și le găsim scrise. E aici, domnul șus face aluzie că profeția aceasta se va mai repeta o dată pentru că. Dacă vreți, Antioh Epifanu a fost un prototip al lui Anticrist și lucrul acesta se va întâmpla și în timpul celor trei ani și jumătate. Nu avem timp să intrăm în toate lucrurile acestea. Într-o emisiune viitoare, că o, emisiune o văd viitoare. cum se pregătește așa emisiunea viitoare. Probabil. Dar vreau să da. spun că a treilea grupaj de semne are de a face cu evenimente ce se vor întâmpla în poporul Israel în Ierusalim. În Ierusalim. Dacă pericolul la primul grupaj de semne au fost mesia falș, așa zis Salvatorul omenirii, da. nu știu dacă ați observat, dar la al doilea grupaj de semne, în biserică, pericolul este se vor scula mulți, vesetul pe mulți da. cloroci da. mincinoși da. și vă înșela pe mulți. Și dacă aș putea spune unul dintre semnele cele mai vădite, că suntem în perioada aceasta premergătoare, da este că, într-adevăr, în biserică au intrat mulți proroci mincinoși. Oameni care predică o altă evanghelie, da. mânați de un alt duh și ne prezintă un alt fel de Isus. Da. Și postul Pavel a vorbit despre lucrul acesta. Da. Acum, la semnul cel de-al treilea, grupajul de repere, aici a Christos, aici Domnul să ne trage un semnal de alarmă și spune că atunci vor fi și proroci mincinoși și, Hristos. și vor fi și cristoși Mincinoși. Mincinoș. Acum mă grăbesc, pentru că știu că nu mai avem mult timp și vreau să ajung la al patrulea. Și la semn. Al patrulea, și apoi, probabil, că în emisiuni viitoare le luăm pe rând pe fiecare, și acolo unde trebuie <coughs> să bovim și dezbatem mai atent. Da, că eu da. cred că e important să yeah. înțelegem cât se poate înțelege, câtă lumină avem din cuvântul da, Domnului. Da. Da. Vesetul 24. Că se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe ce aleși. Fac o pauză aici. Apostolul Pavel, scriind Tesalonicelor, vorbește despre lucrul acesta, că arătarea acestui om nelegiuit se va face cu ce? Cu puterea satanei, cu semne mari, cu minuni, până acolo că va aduce foc din cer. Da. Și în, 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 în uh, uh, cartea Apocalipsei, care aș putea să spun eu că, bineînțeles, noi toți știm că a fost dictată de Domnul Iisus Hristos prin intermediul unui înger lui Ioan, Acolo Domnul Iisus vorbește pe larg despre activitatea aceasta a acestui nelegiuit, a acestui anticrist. El ca, ca, într-un fel dezbate ceea ce le-a spus ucenicilor în Matei 24, dezvoltă, dezvoltă da. într-un plan larg da. în Cartea Apocalipsei, dar noi știm că alături de acest anticrist va fi prorocul mincinos. Care ce va face? Va face semne și minuni? ca să atesteze, dacă vreți, să-L autentice -la anticrist. pe anticrist. Să-L autentice pe anticrist. De aceea Domnul Iisus a spus aici, fiți atenți, că se vor scula Cristos mincinoși. Anticristul va fi un Cristos mincinos. Da. Se va da drept Mesia pentru întreaga lume și mai ales pentru poporul Israel. Va avea la dreapta lui pe prorocul mincinos, care va face semne și minuni și va înșela întreaga lume și semnalul de alarmă pentru noi este fiți atenți că se vor scula mulți Hristos mincinoși și proroci micinoși împreună vor lucra dacă va fi cu putință să înșele și pe cei Aleș. aleși. Și acum iată că v-am spus mai dinainte aceste lucruri deci toate aceste semne care Domnul Hristos ne-a vorbit de ele El ni le-a dat ca să ne pregătească și să, să stârnească noi un interes, să privim cu mare atenție și să fim într-o stare de rugăciune, ca nu cumva să fim și noi înșelați de prorocii mincinoși, de creștoși mincinoși, de mesia fals, de, de, de această uh, spiritualitate falsă care va pune da. stăpânire pe biserica apostată și mulți se duc azi după, Christo după, după învățători mincinoși și, și uh, tot felul de, da. de lucruri acestea. Uh, dar ce vreau să spun? Și probabil că va trebui să închem aici și nu vom mai avea timp să intrăm în cel al patrulea puțin, semn. Dar vreau puțin să spun prezentat, poate fi un, și al patrulea. Un, un, un lucru foarte important. Da. Foarte important. Ne-am uitat la primul grupaj de repere, de semne, ne-am uitat la al doilea grupaj de repere de semne, ne-am uitat la al treilea grupaj de de semne și repere și nu știu dacă ați observat. Dar două lucruri încă n-au avut loc. Primul Venirea Domnului Hristos încă n-a avut loc. Iată că v-am spus aceste lucruri dinainte. Vă vor spune, iată, l-a venit, este acolo. Da. Voi să nu-i credeți. Deci, Domnul Hristos încă n-a venit. Și al doilea lucru care încă nu s-a întâmplat, și Biserica încă n-a plecat. plecat. Și acum, dacă aș mai fi avut încă 5 minute, aș fi vrut să trec foarte succint prin cel de-al patru. patrulea cu de 5 minute. Dar într-o emisiune da. viitoare va trebui probabil să reluăm da. și să le mai dezvoltăm un pic. Dar da. chiar e important să-l menționăm și cel de-al patrulea grup. Hai să citesc. Da. Versetul um, 29. În după acele zile. Care acele zile? Zile despre care a vorbit Domnul Isus Hristos da. înainte. Zile de prigoană, zile de războaie, zile de zilele lui Anticrist. Arăta omului nelegiuit. zile de necaz. Da. Da. În dată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile celor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a celor până la cealaltă. Nu vreau să mai duc mai departe că nu vreau să lărgesc subiectul și vreau numai să spun acest lucru. Dacă primul grupaj de semne a fost în lume, al doilea în biserică, al treilea în poporul Israel la Ierusalim, Ierusalim. al patrulea va fi pe bolta cerului. Și toți vor putea privi, indiferent da. în ce colț al lumii te afli. De ce? Pentru că în momentul în care va apărea semnul fiul omului pe bolta cerului, așa cum apare un fulger de la răsărit la apus, așa va fi venit, întreg cerul va fi strălucit, în momentul acela va fi beznă. Noapte în întreg globul pământesc. E ca și când Dumnezeu va stinge lumina în univers. Nu știu cum se va face, dar spune scriptura că soarele nu-și va mai da lumină, da. luna nu-și va mai da lumina și eu nu interpretez lucrurile acestea în mod metaforic, simbolic, da, nu. ci le iau în mod literal. Va fi, dar semnul acesta nu va dura luni și luni și luni de zile. Spune, îndată, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, Dumnezeu va stinge lumina în Univers, pentru că venirea Fiului Său este chiar la ușă, chiar la ușă. Și atunci toți ei vor vedea venirea. Amin. Și spune că îngerii cu sunetul unui de trâmbițe și știm ce ni se spune la 1 sau în tel capitolul 4. Fraților, nu vreau să fiți în necunoștință, necunoștință și vreau să vă mângâiați cu lucrurile acestea. Că cei care au dormit în Domnul ei nu sunt pierduți, da. ci la sunetul trâmbiței. Morții vor învia. Noi cei în viață vom fi schimbați într-o clipită. Și ne vom duce cu toții, vom fi răpiți în văzduh ce să întâmpinăm venirea mirelui, venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și zice Apostolul Pavel, mângâiați-vă cu, da. cu unii pe alții cu lucrurile acestea. Aș fi fost bine să mergem un pic mai departe despre de la Smokin învățați pildă așa, dar nu mai este timp. Dar probabil când cu altă emisiune e. ne vom ocupa și de lucrul acesta. E. Frate Daniel, personal cred că este important să ne uităm. Este, așa cum spuneam, un subiect. Actual, vorbeai despre războaie și vești de războaie care se intensifică în vremurile acestea. De, deja am plecat în al treilea an de război, Rusia, Ucraina, și, de fapt, prin extensie, am putea spune că toată Europa este implicată. Și întreaga lume se înarmează da, până în dinți Da, au început deja. Chiar astăzi, când noi înregistrăm emisiunea aceasta, am urmărit o știre la televiziune românească care spunea că un om important din armata rusă. A făcut o declarație foarte, foarte curajoasă și a spus efectiv, în câteva minute, Polonia dispare. Pentru că automat și Polonia, și orașele poloneze, și limba poloneză zice va dispare dacă trimitem rachetele nucleare pe care le-au pregătit. Și chiar menționa anumite lucruri. Apoi, războiul din Gaza, Israelul, care, iată, implică și Libanul, implică și celelalte țări. Deci, intensificarea este. Suntem tot mai aproape, eu personal cred că suntem tot mai aproape de aceea. Uh, într-o emisiune viitoare, aș vrea și să relerăm, probabil, pentru a le împrospăta, dar poate putem să zăbovim, dacă uh, poate prea puțin, să zic așa, la primul calup sau la primul grup, dar la cel de-al treilea care vorbește despre Israel. Israel este un semn. Israel este un semn foarte important în tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și Ierusalimul este un semn. Acum, de exemplu, prin faptul că câteva state europene au recunoscut statul palestinian. Ceea ce mi se pare mai interesant este că l-au recunoscut cu capitala în Ierusalimul de Est. Deci nu doar că au recunoscut statul palestinian, da. au spus foarte clar, statul acesta are o capitală, orice stat trebuie să aibă o capitală. Nu recunosc multe state, nu recunosc Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, dar recunosc Ierusalimul de Est ca fiind capitala Palestinei. Deci e foarte interesant, eu mă duc aminte de ceea ce spune psalmistul în psalmul 122, unde spune, Ierusalime, tu e zidit ca o cetate dintr-o bucată, Ierusalimul nu va fi divisat niciodată, chiar Amin. dacă se încearcă lucrul acesta. Dar Amin. Acolo, acolo este butoiul acesta de, de, pulbere. de pulbere care stă să explodeze. Finalizăm aici discuția noastră. Vreau să-ți mulțumesc da. foarte mult că ți-ai făcut timp mulțumesc. să fim împreună și urmează să discutăm. Nu știu dacă numai într-o emisiune, probabil poate trebuie să alocăm un spațiu mai generos, pentru că este, așa cum spuneam, un subiect foarte important și cei care ne urmăresc, cu siguranță în momentul în care vom anunța că vom dezbate mai departe semnele revenirii sau avenirii Domnului Iisus Hristos, vor Fii alături de noi. Vreau să le mulțumim celor ce ne-au urmărit și în această seară, ați fost împreună noi și credem că modul de abordare pe care fratele Daniel, care slujește ca și prezbiter în Biserica Baptistă din Melbourne, credem că modul de abordare coincide cu punctul dumneavoastră de vedere, dar și dacă sunt păreri divergente, da? Cred că un mod de abordare diferit ne va ajuta să înțelegem și mai bine acest subiect atât de important, interesant, care este escatologia și mai ales ceea ce este legat de venirea Domnului Isus Hristos. Vă dorim o seară binecuvântată, noapte bună, vă lăsăm în brațul sigur și atotputernic al Domnului nostru Isus Hristos și nu uitați cuvântul Mântuitorului. Vegheați! Fiți da? Cu privirile Amin. tot Ați mai... A Amin. Voi ridicați-vă privirile să o spunea Domnul. Amin. Încă o dată Amin. vă mulțumim tuturor și fiți binecuvântați. Pace și noapte bună!